extraordinară. E 19 cu ordinea de zi. Dacă sunt ceva discuții la procesul verbal din ședința anterioară. Da, în bază mai e cineva care sunt înscrie la discuții din la procesul verbal din ședința anterioară. Da, bună ziua. Ca de obicei sunt probleme cu procesul verbal, cum zicea și domnul Andrian, eu mi-am făcut un obicei. Nu s-a consemnat în procesul verbal exact ce s-a întâmplat în ședința trecută. Dumneavoastră ați încheiat aici procesul verbal cu următoarea frază. În continuare, domnul președinte de ședință întreabă domnul consilier dacă mai sunt subiecte de analizat pe ordinea de zi, nemai fiind, lucrările se declară închise. S-a întâmplat chestia asta? S-a întâmplat, eu vă spun că nu s-a întâmplat. Prin faza asta, dumneavoastră, vreți să induce ideea că ședința s-a încheiat în condiții optime și totul a fost bine și frumos. Nu a fost. Eu am fost lăsat vorbind. Domnul primar s-a ridicat cu domnul consilier și au plecat. Și asta e o problemă. Deci chestia asta este falsă. Se poate verifica că filmarea. Nu s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a întrebat, nu s-a încheiat, nu s-a declarat închisă ședința. Am fost lăsat vorbind. Replicile domnului Ungureanu de la televiziune în procesul verbal, dacă aveți timp să le scrieți cu atâta migală, dacă aveți aici trecerile directe conform legii 52.3, articolul 2, secțiunea 2 și așa mai departe, v-aș ruga să consemnați cu atenție și ce am spus eu. Da? L-a rugat să nu mai fie analfabet. Că aici a făcut dezacorduri, dacă vine să mă corecteze, să înveți un pic de gramatică înainte să mă corecteze, domnul primar, cea mai frumoasă replică a dumnealui, n-ați consemnat-o când a spus că încurc sula cu prefectura, dumneavoastră a spus că încurc, ați scris aici că încurcați una cu alta, deci vă rog frumos să consemnați. Vă las, vă dau voie. Da, vă dau voie. Da, spune. Eu consider și nu neapărat că eu consider, legea spune și etica și nu știu orice, la ce ne-am gândit, în sensul bun al cuvântului, procesul verbal, în primul rând, este un act oficial, care nu cred că e bine să vorbim tot felul de chestiuni. Doamnă, dar imaginea noastră. Exact. Apropo de imaginea noastră, dacă domnul primar, asta e exprimarea dumnealui și vorbește bine, cu sula în gură toată ziua. Bine, așa exprimări, să știți că exprimări spunem toți. Consemnați în procesul verbal, exact exprimarea dumnealui. Spunem toți exprimări, ne exprimăm, dar eu zic că e bine totuși să aibă o anumită formă decentă procesul verbal. Păi da, e decentă pentru dumnealui și pe mine mă trunchează aici. Nu spuneți ce scrie. Ai avut tu un limbaj. Ce limbaj? De dorit. Care e? Da, tot așa, tot în genul ăsta. De când? Păi, de când te cunoaște cu toții, dai. Ce limbaj? Ai avut ieșiri din astea și cu nervi și cu știu. Eu n-am avut ieșiri. Ai avut? Eu pot consemna foarte bine tot. Azi, de la proces de ceva. Eu aș vrea consemna foarte bine tot. Bine, 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 oricine e expus greșeală, să știți. Dar eu n-am zis așa că nu sunteți expus. Dar nu e atât important. Acum, discuția de ședință, sincer. Asta era o problemă pentru a fi discutat în procesul. Eu știam că o să-mi spuneți lucrul ăsta. S-a greșit gramatical undeva. O să-mi reproșează lucrul ăsta că n-am scris exact expresia. Deci de la bun început vă spun clar. Nu cred că este bine să scriem expresii din astea în procesul verbal. Asta a fost între noi aici, să zicem că
da, s-a scăpat o expresie. Nu cred că e necesar să o trecem în procesul verbal. Dar dacă dumneavoastră considerați... Când se scapă din partea mea, se specifică. Se consemnează. Când da, se scapă din partea celorlalți, să se scapă din partea celorlalți. Dacă doriți, o să consemnez în procesul verbal următor. Chiar am să consemnez lucrul acesta. Dacă este neapărat necesar, am să consemnez. Da, asta este exprimarea domnului primar. Da, am zis... Da, exact. Și o chestie, ca zis mai înainte, că primarii cu sol am gură toată ziua. Te rog frumos. Să-ți... Eu am vorbit? Acum, nu, eu când am spus, eu vorb în popor, e sol, adică o jocare, vorba care lucrează, dar nu vă gândesc la ceva. Păi nu știu, dar cum e cu sol, eu spun, sol la toată ziua am gură, dar n-am înțeles. Dumneavoastră ați spus atunci expresia. Nu, dar ați spus acum. La procesul verbal, doamnă, dumneavoastră ar trebui să aveți o anumită facultate ca să ocupați postul ăsta de secretar. Care e? Păi, care dreptul. Este? Facultate de drept. Da. Așa. Dumnezeu, ați dat examen la limba română? Da, și la gramatică. Doamne, și la... Și toate. În procesul ăsta verbal și în alea trecute ați scris de sute de ori greșit ați. Doamnă, dați-o dracului. Dar poate în greșeală scrisă de... Doamnă, niciodată n-ați folosit corect ați. Bine, o să folosesc de acum. Da? Înțeles. Da. Deci dacă... Facem lecție de gramatică, sau să vedem Dar nu cred că asta este învățați, tema noastră. Învățați, e simplu, da? Este foarte simplu. Eu vă mulțumesc pentru că mi-a duceți la urma de participul trecut, îl scrieți legat. Dar eu cred că aici nu facem nici litere, nici altceva. Facem exact subiectul ședinței. Da, doamnă, și dumneavoastră, prin modul în care consemnați procesul verbal, demonstrați un singur lucru, că sunteți analfabet funcțional. Mulțumesc frumos, da. Mulțumesc frumos. Eu vă rog, să încetați, a mai fi alătate. Este foarte frumos și toate... Respect cu gândire. Nu am nevoie să fiu un respectator. Unul pe altul să fie respectator. Doamne, sunt mai mulți. Și în România și în alte țări. Păi da, tocmai. Și eu în loc să îndrepte de un an de zile. Deci eu v-aș vrea să consemnați, să punem la vot procesul urmă. Deci ceea ce demonstrați. Cine este pentru? Deci ce scrieți în procesul urmă? Cine este pentru? Greșeală de scrie. Calculatorul scrie singur? Da. Vrem în drum la vortea de zi. Hai să trecem la subiect. Păi ăsta e subiectul. Păi ăsta este subiectul. Să scrieți. Hai să scrieți. Dacă îmi dați voie, vă rog frumos, vreau să fac niște remarci. Conform noului cod, care este prin ordonanța 57 asta nouă, aș vrea să studiați fiecare. Domnul președinte, dumneavoastră aveți niște pâlgi prin care, deci acum sunteți dumneavoastră președinte, cine va fi președinte în continuare, trebuie studiat foarte cu multă atenție, pentru că acel cod spune exact și etica pe care trebuie să o aibă consilieri în ședință. Ce se discută, la ce subiecte și ce, cum ne pronunțăm. Deci nu venim aici să ne jignim, venim doar să... Discutăm doar pe subiectele ședinței. Vă rog frumos să studiați. Asta am menționat de la bun început, ca să decurg ședința foarte bine, cum ați întrebat. Deci, vă rog dacă sunt probleme. Zic, probleme nu sunt, pot să-i viască, dar dacă este respectul omului către om, nu avem voie să avem probleme. Cu ce v-am jignit eu? Doar atât. Hai să trecem, să punem la vot proces. Păi mai dreptate, domnul meu, păi da, dacă nu... Nu mă grăbesc, dar nu stau voie să ascultăm gogomănii. Dacă vrei să faci gramatică, dacă vrei să predai gramatică, deschideți un PFF, e simplu. Pregi la ordinea din zi. Sunt și alții care au nevoie de ajutorul tău. Nu știu, dacă chiar poftim? Mai ales dumneavoastră. Da, am nevoie. Da. Și care nu mai, gata. Sunt ce ai nevoie. Stați puțin. Păi da. Domnule, vă rog frumos, domn Bana, discuțiile să fie pe subiectele... Domnule, noi numai pe proces verbal am discutat. Nu de gramatică, nu de exprimări și alte... Domnul, dumneavoastră de viață. Vă rog frumos. Spuneți-mi și mie, există vreun Barna Ștefan în Consiliul Local? A, apropo, îmi cer scuze că m-am botezat data trecută. Deci chiar și eu mie mi-a scăpat. Dar nu e prima dată. Nu e prima dată. Uite că v-am făcut Barna Ștefan în loc de Ciprian. Îmi cer scuze. Dacă asta este o problemă atât de mare, păi este. Pe mine dacă mă făcea cineva Magdalena în loc de Simona, nu mă supăra. Deci era un lucru. Eu n-am zis că m-am supărat. Eu v-am zis că nu e în regulă. Am înțeles. Nu se va mai întâmpla. Bun.
Așa zici și dată de fapt. Da, mă, zic că mi-a scăpat. Și n-am putut intenționat. Să știți, am cerut. Mereu să vă corectați. Eu vă mulțumesc. Nu desfășură. Dar nu faci un gest. Nu le aveți cum să nu faci. Și așa ce nu faci. Da, altceva. Trebuie să încheiați dumneavoastră, mereu discuția la urmă, indiferent. Domnul consilier Barna Ciprian. Deci eu mai am o expresie și am încheiat. Eu îmi cer scuze pentru faptul că v-am botezat așa. Și vă mulțumesc pentru toate îndreptările care mi le-ați adresat. Nu m-am supărat, și nu o luați personal. Eu consider că secretarul unei instituții trebuie să știe să scrie. Dacă dumneavoastră nu considerați acest lucru, da, eu cred că știu să scriu. Ca fiind corect. Acum vorbați de mine. Nu știu de ce le-ați terminat pe toate. Nu mă iau de dumneavoastră personal, mă iau de dumneavoastră ca și persoană publică și funcția care o ocupați. Puneți ce aveți la și să trecem mai. Deci eu nu vă reproșez nimic în nume personal. Aici vorbim în spațiu public despre o anumită funcție care dumneavoastră o ocupați și demonstrați că nu știți să scrieți. Mai aveți o altă... Asta e problema. E discutat. La procesul verbal atâta este. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Nu, bineînțeles, cu... 100%. Specificat. Dacă s-a abținut cineva, dacă este cineva împotrivă. Domnul președinte, nu, altceva, avem doi invitați și trebuie spus înainte de ședință. Domnul președinte. Avem doi invitați. La diverse o să... Da, ca să știi. Dar trebuie spus o zi înainte, cel puțin, ca să ne putem organiza, să creăm spațiul necesar, da? Trebuie anunțat și eu. Da. Cozi înainte nici domnul Gurean. La diverse o să ia discuția. Păi, în fine, da, așa e. Dar așa, domnul Gurean a venit direct la ședință. Căutați în lege și spuneți că invitații poate să discute numai la divers. Să-mi spuneți articolul. Atât. Am terminat și pe urmă. Da, da. Să căutați să-mi spuneți un articol de lege care spune că invitatul poate să vorbească numai la divers. Da? Se rezolvă, da. Citește legea 52, da, articolul 9. Până la rămurile la fundul la ședința, eu așa am știut. Am terminat, vorbesc la divers. Vă rog, nu dați, dați și chiar nu. În conformitate cu discuția articolului 34 alea din ordonanța de guvern număr 57 din 57-2019, privind codul administrativ și articolul 181 din legea numărul 134-2010, privind codul de procedură civilă republicată cu modificările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 26-7-2019, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bacan și a listei de investiții pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind contul de execuție la data de 31.06.2019. Proiect de privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Balcani, numărul 70 din 38.2016, pentru constituirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, precum și a lucrărilor de investiții. 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile, construcții și terenuri aparținând domeniul public de interes local în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat și de pe raza Comunei Balcani către unitățile de învățământ. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare pentru Salubrizare Bacă. 6. Diverse. Da, dacă sunt discuții... Pune la vot. Supunem la vot proces. Ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Sau și nu. Sunt pentru vot. Și la discuție. Cine este? Vă rog, frumos, care ies în scurt. Primul punct.
Da, dar nu l-au citit. De asta l-au citit. Are ridicări bugetul local al Comunei Bacani la listă de investiții pe anul 2019. E vorba de bani de la PNGE. Plătiți la pentru încredere, la sănătate. Cine sunt înscris, sunt scris în ordine și să nu fi întrerupți, vă rog frumos, menționez unul pe celălalt, nu întrerup în timpul discuției. Ia cuvântul care ia cuvântul, celălalt se pregătește și să fie cu lecția învățată, să nu își mai aduce aminte pe parcurs la ideea altui coleg și după aia ar vrea să mai discute odată. Odată ce a discutat, rămâne următorul. Da, domnul președinte, dar de exemplu, dacă unul ia o... Da, bă, nu mai redeschidem subiecte de discuții. Nu. Poate spune următorul ce mai e... Da, dar are dreptul la replică. Îmi place. Deci are dreptul la replică, nu că îi închide zura. Eu am facultate de limbi străine. Nu trebuie să ai facultate de limbi străine. Hai, dă cuvântul. Dă-mi cuvântul. Eu am o întrebare pentru domnul Ilescu, vorba de PND, modernizare drumului. În ce procent, în ce stadiu se află lucrurile? Din exemplu? Decontat 13% la momentul ăsta. Deci decontat 13% și realizat? Da. Realizat 99%. Cu aproximație, nu? 20%. Realizat. Dar trebuie să vină cu situația în lucrurile. Și avem timp până primăvară, ce ai venit totul? Nu. Termen de execuție 2020, păi dai din primăvară, din până la... 30 anul ăsta, dacă reușim, cel puțin cu asfalt. Căsfasa, Udaș, Frumoasa, Gideon, nu Gideon, Știrbăți, Cona. Deci până la urmă face și Udaș, nu? Da, e foarte bine. Noi am întrebat dacă face arul ăsta, de asta. Am spus și la ședința aceeași. Lăscu și-au votat la ședință. Da. Nu mai sunt discuții, supunem la vot. De cine este pentru? Dacă s-a abținut cineva? Împotrivă? Proiectul de lege privind aprobarea... Da, da. Proiectul de lege privind aprobarea contului de execuție la 31.06.2019. Dacă sunt discuții, ia cuvântul. Da. Deci, la analiză și aprobarea execuției bugetare, eu v-am spus de când ați făcut lucrările, că sumele astea mi se fac trase de păr, de exemplu, 2 miliarde aproape de fapt aia de asfalt a primat la plață, mi se pare ați cerut rectificare bugetară 390 de milioane și cu 148 cât e aici trecută, nu fac aproape 2 milioane. Situația de plată totală este de 98 de milioane. Deci asta înseamnă lucrări de execuție. Păi aici este o altă sumă, hotărâți-mă. 2 miliarde, nu știu. Păi dumneavoastră a scris aici, nu eu. Nu, am făcut eu hârtire cumva? Da, de la o parte și trebuia la... Iar e greșeală? Nu e greșeală, e sigur, dar trebuia întrebat la președința de comisie cu doamna contabilă și vă explica. Dar nu, pentru că eu nu sunt contabil, trebuia întrebat cu doamna contabilă și vă explica la ședința de comisie. Eu am spus de ce ne abținem, pentru că sumele cu care efectuați dumneavoastră lucrările... Apropo, lucrările astea, aveți niște criterii în baza cărora... De fi să ia luate, conform legii. Conform legii? Legii achizițiilor publice, da. E bine. Noi o să ne abținem. În privința cheltuie, cum cheltuiți dumneavoastră? Dreptul noiasă. Dacă nu mai sunt la discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă s-a abținut cineva, va abține cineva. Împotrivă, 5 abține. Trecem la următorul subiect. Proiect de ordonanță privind aprobarea modificării ACR Balcan numărul 70/32/2016 pentru constituirea Comisiei de Recepție a lucrărilor de construcție și instalații aferente acestora, precum și a lucrărilor de investiții.
cât să nu crește doamna Autambrii sau cu... Dacă sunt discuții, cine se înscrie la asociație? Cuvânt, domnul Gânga și domnul Barna. Da, domnul Gânga, luați cu... Da, în această comisie mi se părea corect să facă parte și un consilier din opoziție. Pentru că, după cum am văzut aici, există un consilier din partea PSD-ului, există Vasilic Heisu, viceprimar din partea PSD-ului și mi se părea corect, dacă nu e nimic de ascuns, să fie un consilier și din opoziție, de exemplu, de la PNL. Deci, e foarte corect. Eu aș propune, de exemplu, să facă parte Ciprian Barna. În această comisie, în locul la lui Iliescu Petrică, consilier asistent, care e angajat acum. Acum, dumneavoastră, mie mi se pare corect să facă și o opoziție, să aibă un consilier la verificarea lucrărilor. Nu e nimic de ascuns, e legal, cum PSD-ul și-a pus un consilier și noi, PNL-ul, putem pune un consilier. Și să facă parte... E colegul tău. Nu, nu, cu domnul Urean, nu discutam cu domnul Urean. Angajat acum, nu. Nu, m-a întrebat ce mai domnul Cartuș. Corectiv. Da, ați încheiat... Da, am făcut o comandă. Păi, și eu vreau să zic cum a celălalt. Da, nu neapărat. Atunci, ce nu să parte. Domnul Gânga m-a propus pe mine, eu nu neapărat eu. Oricine din opoziție, mi s-ar părea normal să facă parte din comisia asta, pentru că domnul primar, că dumneavoastră e șef aici, la tot ce se întâmplă în comună, sau ce obțin așa lasă impresia, face lucrările și nimeni n-are nimic de comentat. Eu cred că dacă ar fi și cineva din opoziție, lucrările s-ar executa mai bine, oricum. Dar n-ar mai fi nici dubii. Și n-am mai avea ce să comentăm. Da? Așa, uitați, eu vă spun că digurile care le-ați făcut anul trecut, dacă mergeți pe teren, în comisia asta de recepție, n-au căzut, dar se macină, domnule viceprimar. Ați văzut ce beton bun e acolo, că se macină după un an de zile? Vi se pare normal ca un beton turnat pe bani publici să nu țină un an de zile? Da, da, din garanție. După prima iarnă să se macine? Da, se macină. Nu, da, mergeți pe teren și vedeți. La Minotaur așa e, s-a turnat târziu și mi s-a spus că a pus aditivele. Aia e lucrare foarte bună. Deci la acolo, de la Valdi. Vă dați seama, dacă după un an de zile se macină cu mâna, vă dați seama peste 2-3 ani. Deci probabil nu a fost pus aditiv. Cine va dă în garanție? Cine va dă? Firma. La Minodora, la primul care s-a turnat. Care s-au făcut, da. Din 2015 sau 16. 2016. Care un an de zile. Asta este. Păi nu, dar și cel turnat în trecut. Nu, nu se macină. De la... Au fost verificate. Vazelor făcute au fost verificate și acum avem curtea de conturi, s-au verificat și acum curtea de conturi, toate lucrările, poți să vină cu procesul verbal. Faceți jalbe, dacă tot vă faceți jalbe singuri, faceți și pe alte lucrări. Asta e veche cu jalbe, au fost, e veche cu jalbe. Să punem la vot prima, a doua. Hai, prima, varianta a doua. Am înțeles ideea, părerea mea e să rămână la propunerea domnului primar. Și consilierii pot să aibă propunere. Supunem la vot, așa cum este stăpânt pe ordinea de zi. Prima variantă. Dacă doriți, să rămâneți puțin, domnul președinte. Supunem la vot propunerea primarului, după aia propunerea consilierului. Supunem la vot propunerea. Domn primar, cine este pentru? Să abține cineva? Nu împotrivă. 4, 5, 6. 6 împotrivă. Deci nu am urmat un subiect. Proiect de hotărâre privind darea administrarea a bunurilor imobile, construcții și terenuri aparținând domeniului public de interes local în care își desfășoară activitatea unităților de învățământ pe universitar de stat de pe raza Comunei Balcan către unitățile de învățământ.
discuții, da. Dacă sunt discuții, bine. Ce subiect în discuții? Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Sub. De acord. 5. Proiectul de privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare pentru Salarizare Bacău. Dacă sunt discuții, da, domnul Barna, cine mai sunt scrie? Domnul Gândă. Dau cuvântul domnul Barna. Da. Referitor la cotizația asta anuală pe care o plătim noi, nu știu, mi se pare aberant după prețul care o plătim noi pe gunoi, să mai plătim și cotizația asta. Pentru ce o plătim? Adică de ei, dacă sunt firmă, ar trebui să își desfășoare activitatea fără să mai ceară bani suplimentari prin costul care îl suportă oamenii pentru colectarea gunoiului, nu? Banii sunt plătiți la ANDIS, la Asociația de Dezvoltare, da. Care a încheiat contract cu Romprest. Deci noi plătim la Romprest acești bani. Păi ce, noi nu putem încheia contractele cu Romprest? Nu. Nu? Nu. Sunteți siguri? Da. Da? Și trebuie să plătim 60 de milioane pe an. Ca să ai un intermediar pentru a încheia un contract. Suntem o asociație. Suntem o asociație care, conform legii, asociații fac un protocol. Sau un... Conform legii PSD, trebuie 1000 de intermediari pentru a scola banii. Da, dar s-au mai judecat. Niște conform membrilor PNL, s-au judecat cu stat, cu ADIS-ul și au pierdut. Deci nu suntem noi acum în măsură să facă pierdut. Au pierdut în instanță. Ce? Procesul. Ce spune? Îl reprezentă în ce? Interesați noi ăsta, avocatul vostru. Habar n-aveți ce spune. Așa este, habar n-am, dar au pierdut. Da. Deci părerea mea este că plătim degeaba banii ăștia, dar n-avem ce face. Da. Trăiască administrația PSD. Putem să noi mai plătim? Domnul Gânga, dacă... Da. Tot legat de aceste 6.000 de lei, dar vreau să spun că domnul... Costel a spus că nu se plătește la Romprez, dar nu se plătește la Romprez. Toți banii merg la ADIS. Da. Ei, dacă acești 6.000. Nu e vorba de ăștia 6.000. E vorba că toți care plătesc, Romprez, îi plătit de ADIS. Da. Păi da. Și dacă îi plătit de ADIS, îi plătit din noi care plătim taxă, plus ăsta așa e 6.000 de lei. Dar dacă așa a fost contractul, cum spune domnul primar, normal că pierd în instanță. Deci sunt niște bani, făcut cu primare de comuni, ajuns la înțelegere, e un contract care trebuie să-l livrăm. O intermediar ca să căpușeze banul public, simplu. Deci la oraș e mai mult, la sat e mai puțin, la comuni e mai puțin, asta e. Dacă nu mai sunt atât de instituții, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? 5 preferențe. Te abții? Nu, eu ridicam mâna. Da. Deci câte abține sunt? 4. Câte abține sunt? 4. Împotrivă, nu? Diverse, nu? Diverse. Cine se înscrie la discuții la diverse? Domnul Barna? Ciuinegel. Ciuinegel, da. Și Barna. Domnul Barna, Ciuinegel, Gânga. Așa. Domnul Barna, dau cuvântul domnul Barna. Îți la ședință, da. Ședință. Eu am câteva întrebări. Referitoare la lucrările care se fac în comuna asta. Hai. Acolo... 3 ani de zile v-am întrebat dacă să mai faceți lucrări din astea, cu credințare directă, cu muscul, cu socul, sau ce neamuri mai aveți dumneavoastră implicate în spălarea banului public. Spune-mi socul meu, spune Zosul, este Zosul. Nu știu dacă are o firmă. Nu știu o firmă. Iar muscul lucrează la petrol. Nu are nicio firmă.
Avem o firmă, Siliar, da, care aș vrea să știu și eu așa informativ câte lucrări a făcut pentru comuna noastră în ultimii 2-3 ani. Are 3 diluri. Vreo 3 diluri? Nu, mai nu. Mai câte firme lucrează la noi, da, diluri, cu clar. Și când ați selectat firmele astea cu care ați executat lucrări, ați avut niște criterii, un caiet de sarcini, ceva? Da, baza... au fost antimosurători. Au fost făcute antimosurători de vizite. Așa, și v-ați interesat, și v-ați interesat dacă firma respectivă are angajați, nu are, da, poate executa lucrările? N-am auzit. Da. V-ați interesat? Deci v-ați interesat. Da. Bun. Printre altele, firma asta, Siliar, eu am făcut o cerere, ca să înțelegeți, da, și am cerut cheltuielile care s-au făcut pentru organizarea evenimentului ăsta cu Ziua Copilului. Am primit niște hârtii și niște facturi, bineînțeles. Da. Am înțeles, destul de simplu, de ce domnul Ungureanu de la Exclusiv TV vine și cu atâta ardoare mă combate și mă corectează și mă... și îmi demonstrează mie că mă va da în judecată. Domnul Ungureanu, și o să spun că astea sunt publice, cred. Domnul Ungureanu a fost însărcinat cu organizarea evenimentului de la Frumoasa și a încasat 180 de milioane. Bănuiesc că ăsta e prețul dumnealui, așa. Adică prețul unei cârpe pentru a se vinde 180 de milioane. Pentru sonorizare. Și pentru ce a încasat acești bani? Bineînțeles, în primul rând, ca să-i facă campanie domnului primar. Și să vină aici să-mi spună că voi fi dat în judecată, că n-am dreptul să filmez. Fiind susținut de fostul președinte de ședință. Recital Eugen Ungureanu. 3.800 de lei. Dar ce, domnule, o fi un Bon Jovi în concert ăsta? Da. Da? Da. Aveți impresia că vreun copil s-a bucurat când a cântat Eugen Ungureanu? Să justifică 38 de milioane ca să cânte o piesă? Se justifică mai tare când vă aud. Da, dacă ia scoateți un bata din urechi dacă n-au. Păi nu, acum vreau să vorbiți mai tare. Recital Liliana Ungureanu, 2.500 de lei. Da. Și asta e destul de ok, nu? Prezentator Liliana Ungureanu, 19 milioane. Dar în toată comuna asta, domnule primar, nu se găsea un om capabil să prezinte acolo? Trebuia să vină soția dumnealui și să încaseze 19 milioane? Dar de ce n-ați venit cu propunere? Înainte, au fost ședințe, nu? Lăsați-mă să-mi termin ideea. Păi tocmai, eu v-am zis să folosiți banii cu cap. Acum avem exact pe ce s-au cheltuit bani. Sonorizare profesională spectacol 4.300, să spunem că ar fi justificată. Filmare integrală spectacol, 1.000 de lei. Transmisie în direct spectacol, încă 800 de lei. Dar nu a fost transmisie în direct. Și nici n-a fost. Transport microbus 500 de lei, afișe 200, total fără TVA 15.000 de lei. Vi se pare normal cum ați cheltuit banii ăștia? Domnul Barna. Primăriile din toată țara, din România. Primăriile, nu primăriile. Da, 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 mulțumesc că mai așa lucrează în baza unei legi. Așa. Legea achizițiilor publice. Da. Toate achizițiile se fac pe seamă. Da. Dumneata, când filmezi o nuntă de 8 ore, cât e pentru o filmare? 1.500, 2.000, da, nu? Și 10.000. 10.000, 100 milioane, nu? Da, e bine, e foarte bine. De diferență. Dar toate achizițiile se fac pe SIAP. Așa. Noi am luat la pachet lucrarea asta. Da. Verificați pe SIAP. Nu e lucrarea, nu e lucrarea. Da, lucrarea, așa spune. Așa, așa. Am luat de pe SIAP. A fost prețul cel mai mic. Așa. Am găsit și mai scump. Dar sunt și mai scumpi. Normal. Păi ce poți face? Deci nu poți să te duci în piață. Chiar din piață îți dă un tricou. Sau îl găsești cu leu. Ajungem și la tricouri. Da. Nu poți să-l cumperi din piață, că nu-ți dă voie legea. Așa. Deci am cumpărat din PSA, am găsit mai ieftin. Și foarte ieftin ați găsit tricourile. Păi foarte ieftin. Haideți ca să vă explic tricourile. Dar stați puțin, domnul. Dar n-ați mai explicat odată. Da, nu, stați, acum am făcut. Domnul Barna. Ridicați întins, acolo e prea mare, e rău și nu știu ce. Apropo de procesul verbal, la mine lipsește pagina 12. O să vă văd la pagina 12. Foarte curios. Exact pagina în care trebuie să fie specificat. Da, vă arăt hârtiile care le vă spuneți.
Deci, la toate prețurile astea plătesc tax și impozite. Așa. Dacă dumneavoastră schimbi o bujie la o mașină și iei un milion, îl bagi în buzunar. Dar dacă ai tăia factură, chitanță din milionul ăla, ai băgat numai 500 de euro. Așa, dar eu plătesc și taxe pentru milionul ăla. Dar dacă vezi prețul de tricou care e în piață 300 și 400, e impozite, care plătești și la stat. Da, da. Ajungem și la tipul. Și dacă te interesează, intră pe SIAP, verifici prețul și dacă ceva e ilegal, asta e. Continuați cu ce ați început. Acum, dacă tot ați adus vorba de tricouri. Dar vă rog frumos săriți ideea cu tricouri, ca să mai discutați. Nu vă aduceți aminte noastră, dar vă duc eu aminte că ați întins aici tricouri și că ați dat la copii așa, s-au schimbat între ei, nu a fost n-ați fost lămurit odată. Și aduceți prețul și din mărim. Aduceți pe bine aminte. Alte discuții pentru că a fost discutat. Asta a fost discutat în reuniunii. În ședința anterioară. Nu a fost discutat. Domnul Bani. Mă lăsați să spun. Chiar nu mi-aduc aminte. Eu sau cum? Nu l-au luat. Dacă te-ai rupeți, discutăm ce se ar. Păi asta e. Dumneavoastră cu sărbim trebuie. Vreau să-ți plec la spate. Da. Fiți mai discutat. Ce mi se pare mie interesant. Repetați-o. Da. Pe scurt. Ce mi se pare mie. Ce mi se pare mie interesant. Este faptul că tricourile cumpărate au fost cumpărate la 35 de lei preț fără TVA, 35 de lei, 45, 20 conform facturilor. Dar, atenție, cumpărate de la Viitorul Cuscru, SCE Siliar SRL. Ia uitați aici dumneavoastră și acum discutăm și apropo de lucrări, care a spus mai devreme că v-ați interesat despre firmele care fac lucrări la noi în comun. Uitați aici dumneavoastră la pagina... Nu uitați de la președință sau pe ivrezi. Nu, nu, eu știu. E bine, domnule, că nu se stăinează banul, cel puțin. Știți despre ce e vorba? Eu am fost la Registrul Comerțului. Nu-i mai bine, e familiar, așa nu se stăinează banul. Mă... Vedeți că e în detrimentul primarului. Ce spuneți? Am înțeles eu, dar eu... Dumneavoastră ce spuneți în detrimentul primarului? Nu-i pus cu meu. E tot. Vreau tot ghilimele de rigoare. Așa. Deci la Registrul Comerțului am cerut o hârtie oficială despre SCE Siliar SRL. SCE Siliar SRL, în primul rând, nu are autorizat cod CAEN, da? Pentru a face comerț cu textile de niciun fel. Este autorizat pentru baruri, pentru activitatea de bar și pentru comerț cu amănuntul, produse alimentare, produse din totun, pâine, pește, carne. Deci ați uitat să-i spune să se specializeze. Să se autorizeze, pardon. Deci când spuneți că v-ați interesat, nu v-ați interesat. Și aici eu nu știu cine a greșit. M-a întrebat dacă, și... dacă are angajat și ne-am interesat. Așa, și cât a angajat? Unu? Sau doi. Și vi se pare și angajatul ăla... Ce a făcut? A stat la bar sau a venit să facă digurile? La bar și a făcut digurile. Stați că n-am auzit. Dar ți se pare că nu-i făcut digul? Domnul meu. Doamne, i-a făcut digul sau nu-i făcut? Când s-a făcut digul? În 2000, nu știu. Când a făcut digul? Nu știu. Orice dig. Când? Orice an. În 2016, 2017, când? Da? Dar problema este alta. Pentru activități în construcții, SCE Siliar s-a autorizat prin certificat constatator la Registrul Comerțului în data de 10.07.2019. Deci SCE Siliar a executat lucrări în Comuna Balcani ilegal, fără să fie autorizat la Registrul Comerțului, nici pentru vânzare de tricouri, nici pentru efectuare de lucrări în construcții, pentru nimic. Prin simplu fapt că e Cuscru, Viitorul Cuscru al domnului. Nu, doamne, prin simplu și fapt pentru că l-am găsit pe SIAP legal. Nu, nu e legal. Dacă e pe SIAP legal, e legal. Această magazinul voastră este spălare de bani cu acte în regulă. Da, e posibil, pentru că e totul. E clar, deci în ce mai... Și dacă nici acum puteți susține că el cu un angajat poate să mențină și activitate de bar, și activitate de comerț cu amănuntul, produse alimentare, tutun și să mai facă și diguri, sunteți ridicol. Dacă lucra la negru, suportă consecințe dacă lucra la negru. Dar nu am lucrat pentru asta. Da, l-am găsit pe SIAP, l-am luat legal. Facturierul prin care s-a plătit chestia asta... Alarmă? E la el sau la dumneavoastră?
spus Ioan. Păi nu știu. Vine cu tremurul. Chici Consiliul Local. Vă întreb și eu. Da, nu știu. Văd că dumneavoastră... Dar tu când faci lucrări din astea fasolierul unii. Eu mă repar o mașină, se mai face o firmă. Nu te-am spus, dacă tu ești așa de corect și legal, unii ai cu facturierul, unii ai cu facturierul. Nu faci lucrării. Ai avut un afier și când vă zic că trebuie să plătești taxa. Știi cineva din Consiliul Local cât taxe plătești un angajat pentru un angajator la statul român? Da, știu. Ia spune, domnul Gânda, dacă știți. Spuneți. Dacă știți, spuneți. Plătești 9 milioane pe lună, numai taxe. Țineți minte că oricine face, și haideți să o luăm, că nu țin eu cu Iosif sau cu X sau cu Y sau cu Z. Oricine are, își face lucrările cum poate, pentru că să aibă 10 angajați, să dea 90 de milioane pe lună doar taxa la asta, să-i dea salariul angajatului, să-i dea, nu are de unde, domnule, numai taxa. Domnule, dă, câți angajați ai, domnul Zăgă? Doi. Azi, domnule, că eu știu, eu plătesc singur taxele și asta știu ce înseamnă. Haideți, nu ne mai dăm așa, din, vai de mine, eu asta fac la scura pe ei. Haideți că eu știu ce eu știu. Un magazin cu lucrări de bate, ian de zi, deci o lucrări de devaluat. Deci am drept și-am făcut aia un lucrări permanent, un lucrări, să nu mă culoasă. Asta dau văd în pauză, așa că să-i pierdiți acum, că nu e 10 angajați. Avem lucrări, avem bani. 10 angajați, băi. Dar cu ce să spuneți? Am 20 ani de construcție. Nu e cu nimic. Ce-a rămas în țară? Poți să faci pe 3 luni, 6 luni, dar nu faci lucrări. Cum adică? Pe 6 luni, angajare, cineva ce definitiv. Haideți ca să vedem ce ne vorbește acum de evaziune fiscală. Domnul Barna și domnul Ieronim vorbesc de evaziune fiscală. Da. Dumitarii, care faci atâtea lucrări fără autorizație. Păi când am făcut cu primăria lucrări. Când am făcut lucrări cu primăria. Dar nu primării, domnule, asta e evaziune fiscală cu primăria, cu persoane fizice. Făceți pe societate. Dar ce pe care îi țineți în mână? Care să ai în mână? Plătești taxe la impozitul la stat. Hai să nu începem discuții. După aia, în care discuții? Ei, ei, ușurăia. Dar vezi ce întâi și domnul cu angajații? Deci ușurel. Ușurel. Vorbiți, poți să-mi termin ideea? Ei, terminați. Deci eu dacă îmi este îngăduit să termin ideea, eu... Fii mai concret, da. Mai concret nu se poate. Mai scurt, așa, dacă se poate. Mai concret nu se poate. Trebuia să iau tricourile astea mai scumpe, că era mai bine pentru... Pentru primărie. Dacă era mai scump, era mai bine. Nu era mai scump, viitor. Mai scump. Un tricou din ăsta într-un supermarket de care ați dat... Du-te-i altul din supermarket, că am fost la business, am fost în piață la voi, nu lucrează nimeni cu primăriile. Nu le convine. Nu, stați așa, ce a spus? Nu lucrează nimeni cu primăriile. O să vă completeze domnul Gândea când ia cuvântul. Mințiți de iată. Da, ce să vorbesc, domnule Dumnezeu? Așa, dacă mi se permite să închei. Închei. Văd că vă tot scărpinați de mine că eu fac evaziune. Face evaziune, nu mă scărpin, dar nu-i clar, știm cu toți. Păi da, nu? Corect. Dacă știi informația dumneavoastră... Vă înțegări la negru. Da? Eu am moștenit o avere destul de frumoșită. Da? Și printre timp așa, mai plec și mai lucrez prin afară. Și plătesc taxe și impozite statelor care nu-și bat joc de angajați și n-au primari incompetenți care ruinează banul public a dumneavoastră. Incompetent ești tu, acum, când nu lucrezi în țară la noi, unde ai avea posibilitatea să plătești taxe și impozite la noi. Nu. Și nu cred eu că plătești tu în afară taxe și impozite. Asta să-i spui lui Ieronim. Da, poate nu e nicio problemă, nu plătesc. În afară ce? Ești angajat. N-ai puterea de a crede? Cum faci dumneata lucrări cu Silvia. Da. Nu cu Sidia, am pus și fază de sus și care fac lucru. Dar Că fac nu vreau să demonstrez, că eu vreau să dovedesc că sunt tale, ți-am dovedit cu acte că furi bani.
Da? Și dar arată că fur bani, cum l-am furat? Cu acte în regulă. Cum? Fur bani. Cum poți să treci un tricou care în geam voi 9 lei, tu să-l treci pe factură 35 la lui, de lei. Dar ești în următare. Ești în geam, auzi, în geam, te duci în geam și pute 300 de lucruri. Într-o săptămână, ăsta, achiziția PCA, în geam. Supermarket. Puteți cumpăra tricourile, nu de la Siliar, și nu să efectuați lucrurile. Nu am găsit, domnule, PCA pe altă firmă mai ieftină. Cu un angajat. Nu am găsit. Și să vă mai și faceți de râs. La... Siliar cu un angajat ține bar, ține activități de comerț, produse alimentare și mai face și tinguri în Comuna Balcani. Treaba lui cu ce ne ridicol. Doamne, îi ridicolești tu. El îi treaba lui cu ce face lucrarea la bar sau cu cine lucrează la bar, nu face lucrarea. Cu cine lucrează e treaba lui. Nu e treaba cu primăriei Balcani. Deci nu e o problemă. Domnul Gânga, las eu ar vrea să trec de la ședința când s-a alocat 30.000 de lei. 30.000 de lei, domnul Barna chiar a avut dreptate, cum a zis, maxim 100, maxim 150 de milioane, 15.000 de lei de ajuns. Eu totuși eram, mă gândeam că ceva bani să duc pe o anumită firmă, când mi s-a spus că va fi sonorizare, dar nu așa. Putea să fie 980 de milioane cât e trecut aici, putea să fie și 200 și 250, e perfect legal, deci eu nu pot să obiectez. Într-adevăr, a fost înscris PSA, dar oferta a fost din partea primăriei 15.000 de lei. Deci asta a fost, ați avut oferta dumneavoastră. Deci nu am obiecțiuni, dar în momentul când știți că sonorizarea costă 180 de milioane, că știați, domnul primar, dar tot pachetul, bineînțeles. Da, dumneavoastră ați știut că costă 100, a știut că licitați prin 150 de milioane și era cu tot cu TVA. Nu, iar, ba da, ați dat 150 de milioane fără TVA. Fără TVA l-a pus după aia, o ajung la 180 de milioane. Ați știut. Și atunci stau și mă întreb. Dom'le, dacă copiii ăștia din Comuna Balcani, chiar ne bate în joc de ei, eu nu vă acuz nici pe dumneavoastră, noi Consiliul Local, când s-o dat din Moș Crăciun bani, chiar din 2016, probleme cu copiii, când s-o dat și astea, din 600 de milioane, o ajuns până a ajuns tot o plăsuță. Dom'le, copiii ăștia ne-au făcut nou ceva? Eu vă întreb pe dumneavoastră, domnilor consilieri, 300 de milioane, 30 de mii de lei, copiii ăștia din Comuna Balcani, chiar trebuie să fii jătmăniți, noi să alocăm 30.000 de lei pentru sonorizare și pentru o firmă de bar și o să ajung la fiecare. Dați-mi voie ca să vă explic. Deci dacă se știa că costă 180 de milioane, dumneavoastră, domn primar, puteați să faceți un proiect de hotărâre de 40.000 de lei, de 50.000 de lei, ca să beneficieze și copiii. Pentru că în ziua copilului, beneficiile trebuie să fie asupra copiilor și nu asupra firmelor. Și firma asta care e exclusiv TV. Eu înțeleg, dar nu s-au alocat bani suficient. La anul să cereți mai mulți dacă nu. Ori dăm la copii, ori dăm la firme. Trecând la Sece Siliar. Eu nu știu cine este Sece Siliar, nu mă doare capul, că-i cu mătru, că-i cu purtul, că-i... E o firmă cum avem fiecare care ne plătim taxele și impozite. Dumneavoastră a spus că l-ați luat de PSA? Da. Eu n-am văzut PSA. Eu am văzut decât firma asta care e cu televiziunea și ilegală, dar pe dumnealui nu l-am văzut că ați făcut contract PSA. De unde v-ați uitat? De eu nu l-am văzut. Dar s-au verificat. Deci eu am verificat și probabil nu mi-a intrat. Probabil că n-aveai semnal acolo. Domnul Vici, după cum vorbim la mijloc, nu vorbim la mijloc, aici vorbim de niște bani care trebuie să ajungă la copii și noi avem copii, trebuie să avem grijă de ei. Deci au rămas 120 de milioane. Eu am fost în Jumbo și am văzut prețurile și am făcut filmare. Eu am fost în Jumbo și am discutat cu directorul și se poate achiziționa tricouri. Au fost primării în care li s-o dat prin ordine de plată și hârtie piștabilată, domnule Vila. Da, prin ordine de la Jumbo.
Dar de ce n-ai venit cu o săptămână înainte să luăm de la Jumbo? Domnul primar... De ce veniți după? După cine se execută o lucrare? Cu ordine de plată. Înainte când v-am spus... Și cu facturi, cu și nimic. Și nu mi-ai tras atenția cu... Ați spus că facem... Facem cum știm noi mai bine. Și cu facturi profund. Dați-mi voie să termin. Dați-mi voie să termin ideea, domnul... Da. Când s-a aprobat suma de 30.000 de lei pentru copii, domnul primar era domnul viceprimar. Chiar am avut discuțiile să fim chemați, să vedem cum organizăm și noi ziua asta festivă. Domnul viceprimar, normal, e șeful consilierilor. Nu vine gânga la primărie să spună, domne, am venit să vedem ziua. Era vorba că ne chemați la o ședință din dată. Nu a fost așa. Eu vă aștept în fiecare zi. Pentru mine ușa e deschisă pentru fiecare consilier. Numai în ședință. Dumneavoastră chemați. Găsiți argumente ca să vorbim, dar în realitate, practic, nu vă interesează absolut nimic. Decât să scoateți în evidență anumite aspecte ca să vă faceți campanie electorală. De cum ați început mandatul. Cine vă spus mandatul? Dumneavoastră că pe mine nu mă interesează? Dacă vă interesa, vineți a doua zi. Păi tocmai azi, de asta. Nu vă duc eu avem să vă caut acasă. Avem dacă aveți vă mustră conștiința, veniți la primărie. Avem viceprimar la primărie. Eu n-am treabă cu domnul primar. Avem viceprimar. Viceprimarul șeful nostru. Da. E posibil ca în moment... Sunt și zile în care sunt pe teren. Comuna Balcani are Comuna Balcani. Comuna Balcani are cam o grămadă de societăți comerciale. Dați-mi voi niciun minut. Un consilier poate convoca o ședință singură de semi-stătător? Nu. Da, dar el. Da, viceprimarul poate? Locuiesc în domnul primar. Eu locuiesc în domnul primar în care consilier. Știți legea, nu mai aruncați așa cu vorbe. Și consilierii pot... Mai mulți. Da. Punându-se de acord. Păi, noi nu avem majoritate. Noi nu avem majoritate. Am fost o majoritate, dar s-a vândut imediat la alegeri. Domnul președinte, și acum să trec la societăți. Comuna Balcani... Eu te rog frumos să nu... Comuna Balcan, să nu referi la dumneavoastră. Dar care s-a vândut? Cine? Ăla-i mort, nu ai grijă, nu e acolo doar... Exact. Și direștul chiar te rog să nu discuți, că până aici, aici acolo e problema mea. Nu, dar văd că se practică ceva. Totdeauna publică. Dar e problema dumneavoastră că vă faceți și vă dați mare consiliu local, că vă sunteți mari. Haideți, domnule, mai... De ce nu se poate? Dar de ce spui apuși nu ieșiți cu o săptămână înainte? La ședință. La ședință, să știi că am avut bază, domnul primar. Eu am avut bază dumneavoastră și viceprimar. Atâta timp sunt am în față un primar și un viceprimar. Am făcut legal. Deci am făcut totul legal. Îi legal. Asta trebuia să vii înainte de ședință. Îmi arăți pisea persoana care o ai tu, care vrei să lucreze cu primăria. Discutam, negociam la prețuri, că dacă au același prețuri și PSA, poți negocia, lasă mai ieftin unul. Dar nu poți lua de la... Avem procesul verbal în față, domnul Barna a spus să se oferă gratuit cu sonorizare. Avem procesul verbal, s-a discutat în cine... Nu, nu fie sonorizare. Era vorba că la pachet am luat-o. Dar de ce nu spuneți nimeni că au fost plătiți copiii era care o cânta? Dar nu spuneți nimic de banii ăștia. E ilegal. Am văzut prea mulți bani. Dumneavoastră trebuia să cereți mai mulți bani să beneficieze și copiii. Dragoste, eu apă. Copii, dacă cere mai mulți bani, de ceață să bani, dacă... Da, nu facem cum spuneți dumneavoastră și eu mergem la Jumbo împreună. Mi se pare... Așa ai făcut și acum 2 ani cu dulciuri. Așa am propus. Așa am propus. Nu m-ați chemat. Eu trebuie să fiu chemat. Dulciuri trebuie să te chemi și la biserică. Avem primar și viceprimar. Trebuie să ne chemi. Dacă ai zis că merge... Dar de câte ori ai venit la mine la primărie? Te-ai refuzat vreodată? Dacă veneai cu chestia asta, te refuzam? Spune tu acum, că ești ședință. Eu am propus în 2000... Ai venit vreodată și te-ai refuzat? Da, am propus... E toate Dumnezeu dacă nu spui adevărul la Petrică. Ce? Am propus... De câte ori ai venit la domn primar? Ți-o făcut, mi-i plac?
Ce am propus eu în 2016? Absolut tot. Ce ați propus? Ce am propus eu în 2016? Aici să facem dincolo, știu eu... Nu lăsați zic, ce am propus eu cu copiii în 2016, în primul an. Când v-am cerut și demisia, cu doresc, sunteți totali. N-am propus în felul următor, noi consilieri și din opoziție și de la putere, să ne duceți să facem cumpărături. Am făcut doi ani, am trecut. Și ne-am trezit că erau cumpărate. Nu, proiectele, nu nimeni. Nu, ar trebui. Am fost mulțumit, s-a anul trecut, chiar că le-a luat un pic mai scump. Nu, și mă bucur. Le-a luat mai scump, dar am fost mulțumit. Și mă bucur. Ar trebui, când cineva spune, băi, nu suntem chiar lături noi ăștia din opoziție, cunoașteți și noi ceva, da? Referitor la domnul Costel. Domnul Costel, când ați văzut dumneavoastră PSA acolo, o firmă cu bani, ați verificat ce a el, ce a el. Păi, domnul, mi se pare... Domnul, când ați verificat PSA, nu scrie acolo că ai bani, PSA. Mi se pare corect, mi se pare... Trebuie să ne interesăm și dreptul de trecare, trebuie să ne interesăm câți angajați sau. N-am știut chestia asta. Păi, vă înțeleg. Ați știut că a spus că are un angajat înainte să vedeți hârtie. Nu, chestia care ați făcut-o, am avut reclamații pe chestia asta. Și ca să conchid, să nu vorbesc prea mult, noi, la ședința trecută, după ce am terminat eu cu Ciprian Barna, am făcut o cerere să verificăm situația cheltuielilor și am constatat că firma asta, Siliar, după ce am cerut noi asta, s-o duc și s-o registra la Registrul Comerțului. Deci toate lucrurile s-au la bancar s-au făcut. Dar nu s-au autosesizat. Avem curtea de conturi și le-a cerut la toate societățile care au să vină cu chestia. Acum făcut și primăria a făcut adresă la Camera de Comerț pentru chestia asta. Ei, ați văzut că nu a fost legat și a făcut până acum. Am văzut. Dar de câte ori am avut curtea de conturi, am avut auditul, am avut, cum îi spune la aia de la poliție, organizare, crime și investigații, nu știu care. Nu vreau nimeni de chestia asta, n-am știut, e greșeală. Vă înțeleg. Și dacă a venit curtea de conturi și au găsit lucrări făcute de o firmă care nu avea ce a el. Nu verificat. De ce nu s-au înscris și cu tricourile de acum? Nici la ora actuală nu are codul ăsta. 4.780. Nu se înscrie dacă trebuie. Eu cam atât am avut discurs, ar trebui pe viitor să... Asta este cea mai mare pagubă a primăriei, pentru că nu are Siliarul caienul de la tricouri. Cea mai mare pagubă să fie. La primărie, Balcani. Dar știți că e vorba de om. E vorba că marginalizăm alte... Nu marginalizăm, că am... Marginalizăm? Am făcut legal absolut toate achizițiile la primăria Balcani. Eu înțeleg că ați făcut că e legal, aveți acoperire, eu n-am spus că nu e legal, am spus că scumpi. Altceva nu mai scumpi, dar asta, dar v-am zis și tu știi că nu poți, dacă iei un biscuit cu 2 lei, îl vinzi cu 3 lei, plătești 50 de bani la stat. Eu am filmat la Giugu. Am văzut prețul. Nu există 8 lei. Dar el are 40. Are, nu, 8 lei din zi în mintea ta. Nu există 9 lei. Nu există tricouri din ele la 8 lei. Sunt și 2 lei, probabil. Eu știu ce tricouri am văzut și trecuri. Te faci tu de râs. Eu cam atât am avut de spus. V-am atras atenție. Domnul Cioinager, luați cuvântul și vă menționez de la bun început. Încercați să fiți pe subiect și cât mai pe subiect. Cu lecția învățată. Să încercați și dumneavoastră să respectați. Vă respect, dar să nu intrați în amănuntii. Ce probleme aveți acolo, domnul? Ce probleme aveți? Eu vă spun de la început, aveți 10 minute, să mă încadrați. Când vorbesc, vă rog frumos, vă întrerup în mine, da? Atât. Să respectați legea. Fiecare cetățean nu respectă legea în felul lui, nu veniți cu ori de dirijinții. Nu mă întrerupiți, lăsați-mă să vorbesc, da? Așa, eu v-am atras atenția de la bun început. Aveți 10 minute și scurt, cuprinzător pe subiecte de discuție. Pot începe? Dacă nu, suspend ședința așa. Dar nu pot începe? Da. Bun. Încep. Toate problemele care ridic în ședință sunt adresate Consiliului Local, nu primarul. Doamna secretară. Articolul 12, aliniatul 3, vă dau aici să vedeți. Noi să trebuie să-mi dați răspuns în scris. Da, articolul din care? Legea 52, articolul 12, aliniatul 3. Da, au mai suferit modificări, să știți între timp legile. Doamna, le actualizați
și îmi dați... Nu, dai la secretară, dumneavoastră trebuie să-mi dați răspuns. Domnul jurist. Doamna, aveți lege 52? Da? Domnul Vasile, vă doare ceva? Domnul Ucitla, am zis să mă înțelegeți. Legătură, dacă vă viați, unii plecăm. Despre ce-i vorba? Păi tu nu am încerc. Dar stai liniști. Poți să stai din gură? Păi spune în sectorul Marcala. Lăsați... Dom'le, dacă are 10 minute, dați-mi voi să vorbesc 10 minute, dreptul lui, de ce îl întrerupi? Doamna secretară, spuneți că aveți legea. Ce spune articolul 45, alineatul 6? Domnule Gerege, trebuia să faceți extratul, doamna, spune așa, propun, doamna, bun. În timpul respectiv, care este la urmă legea. Domnul nu s-a respectat. Nu, am spus. Că eu vă citesc așa. Vă rog. Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii locali, primari, viceprimari sau cetățeni. Da. Să spuneți domnul primar că nu am voie. Dar ați venit cu proiectul. Am venit cu proiectul care este înregistrat la dumneavoastră. Nu, acela este o propunere. Este o propunere, da. Conform, doamna. Este o propunere. Hai să nu discutăm. Vă notați și dați răspunsul scris. Gata, nu discutăm. Da? Eu am propus un proiect, da. Legea îmi permite să fac acest lucru, da, da, dumneavoastră conform legii, dumneavoastră conform legii, trebuie să-mi dați răspuns și cu asta basta. Dar eu m-am trimis răspuns. Și am și răspuns. Da? Orice propun eu, sunt adresate așa. Un alt lucru, consilierii locali, domnule, faceți-vă datorii, aveți obligația ca la 3 luni de zile să stați de vorbă cu cetățenii. Rog să scriți acolo așa. Doamna, să treciți acolo așa, Găboreanu să nu primească indemnizații ședinței pentru asta. Votați în ședință, domnule, nu te interese, domnule, nu râde. Dumneavoastră trebuie să respectați. Nu, eu respectați. Un banc, nu vă iubeam. La Stalin. Tu vorbești cu consilierul. A, dumneavoastră citești bancuri. Bun. Da, eu sunt primarul. Da, ești primarul, așa. Ești că vorbești cu consilierii. Cu consilierii vorbești. Da, și atunci te uiți la mine dacă râd. Da. N-am voie să râd, vrei să plâng? Râs, că eu îi de râs, domnule. Care că e de râs când discuți? Este foarte, este de râs. M-am adresat, exact e de râs, exact problema asta am să o ridic, că e de râs. Am făcut o cerere la prefectură că un proiect de lege nu s-a fost introdus pe ordinea de zi, ilegal. Prefectura o trimis doamna secretară, o adresă pe care, da, am să vă trimit dumneavoastră, și adresată, uitați-vă aici, Consiliul Local. Mie îmi dă răspuns primarul. Dacă e adresată Consiliul Local, mie Consiliul Local și președintele Consiliul Local să-mi semneze adresa. Nu primarul. O trimis adresă și către primar. O trimis, domnule, o trimis către primar ca să o introducă pe, așa? Deci, iar dumneavoastră răspuns. Și știi ce? Da. Către primărie. Vorbesc eu acum, da? Și dumneavoastră îmi spui, îmi dai răspuns. Da, da, uite, deci, doamna, da, doamna, uitați-vă, aveți aici și adresa, dacă nu aveți, vă dau din nou adresa. Da, am adresa, domnul Genegeu. E 544. Am adresa. Și îmi spuneți mie răspunsul, hotărâre, că el, domnul primar a spus că a pus ridicat problema asta în ședința Consiliului Local. Vreau hotărârea Consiliului Local. Ce spune Consiliul Local despre asta? Asta vreau. Dar acea adresă venită la prefectură... Da, da. Și el îmi spune că a introdus-o în Consiliul Local. Pe mine nu mă interesează că a pus-o. Mie să-mi spune ce răspuns... Mie să-mi spuneți dumneavoastră... Doamna, mie să-mi spuneți răspunsul care vă dea Consiliul Local. Da? Asta sunt comunicați. Ca să terminăm discuții. Dom'le, s-a făcut... Domnul Iliescu a plecat? Păcat că a plecat. Da, dar ați spus că vorbiți cumva către consilier. Nu, dar ar trebui să fii de față aici, să fac niște lucrări în comună. Spuneți. Fără de care, da, nu, domnule, vă spun citit foarte multe lucrări. Și să menționează în procesul verbal, da? Și să nu, o să fie discuții, da, la ședința următoare. Să fac foarte multe lucrări care nu se discută, domnule, în ședința de Consiliul Local. Nu se discută în ședința Consiliului Local. Vă spun, da, vă spun eu, domnule, la buget, la aprobarea bugetului. Da, matare nu știi ce vor. Matare nu știi ce vor, spune. Eu sunt sigur, sunt sigur de asta. Eu n-am știut, domnule. Domnul Raț, domnul Raț, domnul Ungureanu.
Mai dar de ce nu mi-ai avertizat, domnule, că ce-a fost dânsul înainte de a fi profesor? Mi-a zis că e profesor. O văzut catalogul el? Doamne, intrați la subiectele de discuție. Lați, eu vorbesc cu voi. Aveți? Așa. Astea se discută aici, da? Nu ne judecăm. Eu vă spun, dar nu ne judecăm. Domnule, 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 vă spun, în față la cămin, la Casa Praznicală, la Ludaș, s-o se facă o groapă de vreo 2 ani de zile. Domnule, nivelați, domnule, terenul ăla, terminați odată, domnule, domnul primar. Dar dumitare ce faci, domnule? Vrei să vrei și eu pământul, ce rușini mai? Să duci și primarul ca să duc acolo. Băi, dar nu ți-i rușini, eu am să fac groapa. Sunteți în spațiu public, din ce știu eu. Domnule, băi, să filmează. Domnul, îl dați în judecată dacă cumva face ilegal. Păi da, ce? Domnul Grapa se e săpată de primărie, domnule. Deci nu... Obligat să asculte prostii lui. Băi, nu, băi, știi, mă trebuie... N-ai voie să jignești, domnule. Spune-ți toate ofurile, n-ai voie... Dar n-am... Păi n-am apiezi, domnule. Păi cine a jignit, măi? Păi cum să spui că nu o văzi catalog, un ce profe, ce e aia, o te duci și... Băi, ce, băi, ești tu în discuție, băi, domnul, știi cum îmi trebuie, eu vorbesc de groapa aia. Domnule, ați adus la domnul, știți, vorbesc de groapa aia, doamna secretară, doamna secretară, vă rog frumos să spuneți, să scrieți asta. Când luați o hotărâre în Consiliul Local, când aveți de gând să nivelați terenul și să rezolvați problema la groapa aia... Domnul Cenegen, ați adus în discuție... Da. Asta am adus-o, domnule, lasă-mă să vorbesc! Și să rezolvă, da? Și nu mai înconjura mult groapa, dar nu, domnule, vă spui când terminați, ai un an de zi. Altceva. Un an de zi. Un altă problemă. Ai adus o altă problemă. Dar nu suntem copii. Când terminați, spui. Alt subiect discuții. Da, alt subiect. Domnule, ați făcut cimitir la Ludaș acolo. Vă rog frumos, hotărâre. Dați puțin așa. Îmi spuneți așa. Hotărâre prin... Domnul primar! Da, tovarăș. Mi-arăți tovarășul, ești cu altul, da, nu da, cu mine. Da, da, mai da, știi cum e treaba? Mi-arăți hotărârea Consiliului Local prin care terenul acela a fost scos din terenul unii se face, măi, terenul unii se face cimitirul la Ludaș a fost scos din circuitul agricol sau așa și a fost dat la așa. Și de unde știi dumneavoastră? Poate unde? Știi preotul mai bine. Băi, dar stai puțin, că tu nu știi că se face cimitir la Ludaș, mă? Chiar nu știu. Înseamnă că doar. Păi dar vorbiți cu preotul, dar dumneavoastră de unde știi? Te-ai apucat dumneavoastră de proiect? Aveți preot la Ludaș, care este un om foarte competent și foarte așa. Ați doar legătura cu el și vă spune părintele unii trebuie să facă și părintele. Dar eu în fund, acum cu ceva cu altceva. Nu mă întreb, vorbești la urmă, da. Dar nu mă întreb, e legătura cu preotul mă dat din sare acolo. Doamna, nu faci. Doamna, o făcut pe terenul din slajul comunii. Băi, tu spui, domnul, nu am pierdut controlul, domnul. Eu închei ședința. Nu închei ședința, domnul. Ședințele nu sunt unitate. Trebuie să vorbească. Domnule, mai am o problemă. Domnul... Domnul, ședințele nu sunt ședințele... Ședințele sunt până termină fiecare. Domnule, ședințele sunt termină când o termină fiecare dispus, ce are dispus. Da? Mie spuneți, domnule, având în vedere în procesul verbal, că a început să judece domnul, parte... domnul primar. Da. Vă rog frumos, veniți, domnule, și nu de ceva... Băi, nu știu, vă rog frumos, băi, este ceva important. Băi, nu, eu vă spun ce zic.